De ce stați pe întuneric? E tăiat lumina când s-a instalat păstanța asta de aici. Un nepot a văzut că cineva are lumină, dar la mine nu era. Eu eram la bolniță, eu am amputat primul deget. Voi le-au dat ce ai, diabet? Da. Și băitan și ala au lăsat așa, numai un probod. Era... Și a venit... A, păi nu ai datorii la fenosa, nu ți-o tăie din cauza asta. E o problemă tehnică și de atâta timp încă nu a rezolvat. Nu a rezolvat, am fost... Dar cât? De cât timp? De 4 ani, din 2014. De 4 ani deconectat? Da, de 4 ani, dar 2014. Pe 20 septembrie am fost la Republicană, când eu am putat primul. Bun, dar ei cum îi explică? De ce nu te reconectează? Spune că a fost conectat nu corect. Zic, măi băieți, nu știu, uitați-vă, eu de-abia am venit, eu nu mă pot mișca, de-abia mă mișc, dar unde nepotul, unde nepotul? Nu știu unde nepotul, el până ziua de azi e în căutare. A fost pentru, arestat, pentru asta? Sau pentru nu, nu, a fost arestat, nu știu pentru ce, că ne-a furat și nea, ne-a furat și scuterul, ne-a furat și conservații și-a rupt șlaca. Și la garaj au rupt lăcățele și a furat mult. Și până acum... Și ești victimă de două ori și furată și deconectată de la curent. Da, dar și procurorul Dermeje a spus de că te îmbli la mine, de-ți cumpărai alt scuter. Că o luat scuter și l-a stricat, complet, n-ai nici ce faci cu dânsul. Bun, dar cu curentul te-ai adresat la fenosa să te reconectezi? Dar cu curentul, da, m-am dus, am depus cereri, iată cum și s-a întâmplat și mi-a spus, mi-a dat o scrisoare să mă duc la, la ajutorul, de, la buget. Să le comunic lor, fiindcă sunt de ajutor ca să plătesc ștreapul ăsta de 7.000, îmi parcă și de 7.000 9 lei. Acum ta ai o datorie la fenosă de 7.000 9 lei, de asta nu te colectez. Ei spun că a fost conectare frauduloasă și s-a pus amendă. Da, așa, da. Și atunci când au venit băieții, zic, stați, băi, ce, unde, nu știu nimica, zic, eu nu mai am venit. Și iată până acum cu lumina, dar cu apa, Mahalajeu spune că m-am adresat la primărie de multe ori și la noi, la băieți, la cu apa, care îi conduc cu apa și tot nimic, numai eu măsuri. Mahalajeu spune că au rupt jițele, rupt șlangul ăsta, cum spune, care vine apa, conductul de apă. Și până acum tot de atunci n-am. Tot de 4 ani? Tot de 4 ani atunci s-a început tot. Din tăi cu apa, pe urmă cu lumina și apoi pe urmă a venit și mi-a tăiat gazul. Mi-a luat, da... Aici lângă Chișinău și n-ai nici civilizație. Nu am civilizație, iată așa, da. Așa și... 6 ani. Dar cu gazul cum? Cu gazul... Tot e plătit, tot, iată, sunt toate documentele. Am arătat la băitanul Isa care de aici, din Bardar, Răileanu Grigori. Oh, da, 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 dar de ce tai? Ce tai de la trubă? O tăiet gazul. Așa trebuie, așa mi s-a spus. Și iată așa și cu gazul, fără gaz stau și fără lumină, fără... Dar cum o zic? Tot ai avut consum fraudulos, fără contor sau gazul de ce ți-l-o tăiet? Fiindcă ei ne-au luat conturul la, așa spune Mahalajeu, eu nu știu, eu eram în bolniță. L-au luat la Produvcă, la Produvcă. Dar și sunt și am așteptat și nu ești. Vine, de-am maista Răileanu Grigori și mi-a tăiat. Deci toate astea s-au întâmplat cât erai mătă la spital. Da, da. Da, iată, în timpul aici s-au întâmplat toate acestea. Dar posibil că asta devine de la o unitate, de la o familie care... Eu am întreținut noi, adică familia a întreținut o bătrână, Gheorghe Gora Liuba, de 20 de ani.
Și primăria sau tonul Galina a luat tot. Noi am îngropat-o, noi tot am făcut. Dar ea ce era tonul Galina? Vreo rudă de aici? Nici o rudă, nimica. Dar n-ați avut cu bătrâna contract de îngrijire până la moarte, cum se numește? Da, avea testament de mână. O trecut expertiză. Că vă lasă casa sau ce? Da, că așa a fost vorba. Lui fica, lui Olguța, îi lasă apartamentul, iată, toți marturii sunt aici, tot satul, știi. Și nouă cota, nici soții lui Lina, de-am odobdit Lina și facă, i-a dat un teren agricol și o odobdit să facă. Dar eu am făcut documentele, dar nu le-am cerit notarul. Mm-hmm. Nu, da, așa. Peste notarul să n-am dovedit. Mm-hmm. Și Liba Ivanovna, haide, haide, mă repede. Și tot documentele am făcut, dar am trebuit cu dumneavoastră să mă duc la notarul. Și pe data din tâi o duc la bolniță și gata, o decedat. Documentele au rămas la notarius. Notarius nu, că nu trebuie, la bătăie, la bătăie. Cadastru. Că mai trebuie la cadastru, da. Și cadastru nu vrei să-mi dea și nu mi-a dat o an de zile, nu mi-a dat documentele. Eu am înțeles că asta a făcut cineva din primărie, că în afară n-avea cum. Și nu te-ai judecat, n-ai contestat, n-ai ceva? Da, am fost prima judecată, aici am pierdut-o, pe urmă am fost la Curtea de Apel, am câștigat și avocatul mi-a făcut referințe fără ca să știu eu că nu corect a justificat Curtea de Apel, că martorii nu drept a spus că testamentul de mână care l-a scris Liuba Ivanna, a trecut și expertiza națională, că nu corect, acolo nu știu literă. Uh-huh. Și iată așa, nu, și pe urmă de-am dat să-mi plătească pagurile materiale. Acum prima instanță iar am pierdut-o, Curtea de Apel nici nu mi-a dat întrebări. Acolo eu zic, da, ți-a avut contract, zic, dacă acolo este și testament, este și tot. Că am depus dosarul cel care mi-a dat admis la Curtea de Apel. Că mi-a dat, dar mai departe, nu știu, și acum doamna de-am Bârcă, Liudmila, avocatul, spus că asta înaintăm la Curtea Supremă. Da, socot că... A, deci procesul nu, merge, continuu. Merge, da, ca să de acum deam paguri materiale, deam paguri materiale, to este asta... Cheltuieli de judecat. Cheltuieli, da. Da, dar ce instanța ți-a făcut dreptate și de-am avut cereri recuperare cheltuielilor? Instanța a decis că trebuie să primești mai tare înapoi casa ce e sau ce? Da, Curtea de Apel. Da, tot nu e definitiv. Definitiv era... E executor după Curtea de Apel, poți să te duci să o recuperezi, să ceri un executor, da, dar Curtea Supremă poate să răzgândească. Nu știu. Și femeia aceea, tonul sau cum îți o cheam, și ea poate să conteste, în care voi... Dacă nu vin, nu vin, acum... A, ea nu a fost nici la proces. Da, nu poți să... Dar poate nu a fost citat, încă e posibil să conteste. Păi bine, la prima instanță nu a fost nimeni. Aha. La doilea, la Curtea de Apel, nu a fost nimeni. Am înțeles. Curtea Suprema nu prea, ea. Nu prea vor să obțină. Și de atâta i-am predus și familia. Asta, Galina Tomă pune pe Facebook sau cum acolo ea, că eu am vândut cuartiera. Soția m-a lipădat, s-a dus în Rusia, fica tot, s-a dus toți, eu am rămas nimica, de 10 ani. Toți de 10 dar ani. Dar cuartier înseamnă casa ce sau ce? Casa ce care ți moștenitul de la femeie pe care ți-a îngrijit-o? Da, apartamentul, da. Ai un apartament, în Chișinău da. Sau? Nu, nu, aici, la noi, la domnul specialist, sau așa spun. Am înțeles, un fel de bloc de locuit pe specialiști. Da. Și iată, și iată. Și amu cine îl folosește apartamentul ăsta? Nu știu, domnul Galina. Dacă rămâne în vigoare, poți trebuie să mergi cu executor să o obțineți, am înțeles. Dar eu cam dată, măcar acolo este curent, gaz. Nu, acolo nu a fost nimic când Liuba Ivanna la mine trăie, la noi, toți anii ăștia, când n-avea nici apă, nici biceu, n-avea
nici apă, nici picior, nimic în mâini scurt n-am venit. Toate iernile, așa, vara, să mă începe acasă. Prin valii, dar așa, numai la noi să te plăiesc toți 20 de ani. Ei, dar la urmă, vedeți... Ei, măcar să faci dreptate, măcar în cazul celălalt, dacă în cazul cu gazul, cu apa și cu da, curentul, nu se face dreptate. Dar de Doamne, măcar să facă dreptate, măcar poate mi-e întoarce și eu știu. Nu știu. Dreptatea, așa spun, că la fundul mării. Dar mă ating că te-ai obișnuit și pe întuneric și cu focul, da, cu lemne. Da, da. Da, de acum, de-am nu mă mai duc că și eu apă de la fântână cu căldare. Scalic, de-am să categoria a doua de invalid și... Da, sigur, ei, mai apă de ploaie, nu? A, nici tot la fântână, da? Nu, nu, de ploaie. Zămașă. Clar că și zăpadă, iată așa, nu știu, și ceea și de-am, nu știu ce să mai fac, de-am. Dar curent, văd că ai acolo, te duci de la vecini și ei cumva să încarci un telefon? Da, sau da, da, ca să mă duc la tonul Manuel, la Manoli, așa îi spune lui, mă duc, mă încarc. Da, și vă culcați odată cu găinile, când sunt tunică, da? Sau aveți lampă, de paie? Singur, ia câte lampa, ia câte lumânările, uitați-vă acolo lumânările, cu lumânările, lampa. Și gaz la butelie. Și gaz la butelie, da. Să-i să de acum mai se termin. E cam gol.